Cam să pierdem 800 de milioane de euro și tot pe legea salarizării vedem că, iată, nu se va realiza nici în 2024, însă în același timp premierul a anunțat că s-a ținut de cuvânt în privința tot ceea ce a promis profesorilor la greva din vara anului trecut. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Anton Hadăr, președintele Federației Sindicale Alma Mater, în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața, domnule Hadăr! Mulțumesc pentru intervenție! Bună dimineața, domnule Vedescu! Bună dimineața tuturor! Domnule Hadăr, nu vă promisese Marcel Ciolacu că în 2024, de la data de 1 ianuarie, citez, profesorii vor fi încadrați pe noua lege a salarizării? Nu așa a promis premierul? Așa a fost atunci, în timpul grevelor, în timpul protestelor, dar știți cum este. Lucrurile s-au schimbat. Nu s-a finalizat legea aceasta a salarizării, despre care ați vorbit cu colegul meu de la AS. Lucru care, evident, ne-a adus și pe noi într-o altă situație. Legea salarizării ar fi fost pentru noi elementul de referință, pentru că în ordonanța 57 de anul trecut, dată imediat în finalul conflictului nostru, scria că ne raportăm la această lege. Ori neavând-o, noi ne-am raportat la propunerea noastră făcută în iulie anul trecut, propunerea înțelegând ca fiind acelor trei sindicate, Alma Mater, FSRI și Spiru Haret, și Ministerul Educației. Deci rețineți, și Ministerul Educației. Și așa au apărut unele, să zic, neîndepliniri. Adică, practic, acolo scria că vom avea salariul debutantului egal cu salariul mediu brut. Ori dacă s-a aplicat în rate legea creșterea noastră în două rate, se spunea atunci, nu s-a mai putut realiza pentru că nu putea, din punct de vedere tehnic, să realizeze. Și noi atunci nu ne-am dat seama de numărul de pași pe care îi vom parcurge în procesul de creștere a salariilor, în special în ceea ce privește debutantul. Dar am luat 50% din diferența dintre legea pe care am propus-o noi, varianta noastră cu Ministerul Educației, și salariile de la acel moment, de la 1 ianuarie, deja acest lucru se aplică. Problema e ce facem cu celelalte 50% pe care le avem iarăși promise. La ce lege le raportăm? De îndată ce spuneți dumneavoastră că se aude că nu prea ar mai fi rost și loc pentru o nouă lege a salarizării anul acesta. A spus-o răspicat, domnul Hadăr, a spus-o răspicat în acest weekend. Premierul Marcel Ciolacu, în deplasările pe care le-a avut prin țară, a declarat că aș fi, citez, un om inconștient dacă aș adopta legea salarizării în plin an electoral. Da, da. Pe unde ne scoatem cămașa cu fondul monetar, pardon, cu PNRR-ul? PNRR-ul. Pierdem 800 de milioane de euro. Da, am auzit de la colegul meu, nu știam suma aflată în joc. E de gândit și colegul meu are dreptate, că dacă se apucă acum să facă lege, vă dați seama că toată lumea se raportează la necesități. Va fi o perioadă foarte grea pentru guvern și cred că aici trebuie să se găsească oarecum soluții. Creșterea aceasta de 5% dată tuturor nu a fost mulțumitoare, mai ales în unele locuri, dar e nevoie de legea salarizării. Și deci putem spune că v-au mințit, domnule Hadăr? Se vor aproba de la Bruxelles aceste, să zic așa, modificări de termene. Putem spune că premierul Marcel Ciolacu i-a mințit pe profesori? Dacă e să luăm declarațiile, e greu de spus. Dacă privim doar prin faptul că nu face legea salarizării, da, că nu știam acest lucru, dar altfel s-a ținut de cuvânt dând acele 50% din diferența dintre ce am avut noi, care variantă, v-am mai spus într-o intervenție mai acum câteva săptămâni, că reprezintă varianta mulțumitoare pentru noi, pentru că noi am propus niște salarii acolo care nu erau acceptate de Ministerul Muncii, ceva mai mare, un pic mai mare decât ar fi dat Ministerul Muncii. Dar problema e pe viitor, cred că putem spune că nu se poate achita de promisiune, pentru că nu vom avea această lege. Mulțumesc. Greu de digerat și de analizat așa. Ne vom gândi și noi cam ce am putea să mai discutăm cu premierul, pentru că, uite, se schimbă lucrurile din mers și fără să știm noi.